locuitori giurgiuveni, în special pentru cei din mediul rural, curățenia de primăvară înseamnă și incendierea gunoiului menajer și a vegetației uscate, care din păcate nu de puține ori scapă de sub control și se impune intervenția pompierilor. Așa că și în acest sfârșit de săptămână, când temperaturile au fost destul de ridicate, pompierii nu au avut prea multe momente de răgaz. Un exemplu în acest sens s-a înregistrat în comuna Slobozia, acolo unde ars o suprafață însemnată de vegetație uscată, focul fiind stins de un echipaj cu auto speciale de lucru cu apă și spumă. Locuitorii setului Giurgiu își fac curat în gospodării, una dintre metode fiind aceea de a incendia resturile menajere și vegetația uscată din grădini, fapt foarte grav care duce la provocarea incendiilor, destul de multe ca număr, așa cum ați văzut în acest weekend, fiind aproximativ 20 de incendii de acest fel, pot avea urmări foarte grave, mai ales că de cele mai multe ori în apropierea focarelor sunt localități, case, păduri. Și nu doar la țară au fost astfel de probleme, iar pompierii confruntându-se cu un astfel de incendiu și în municipiu. Una dintre cele mai dificile intervenții s-a înregistrat ieri în municipiul Giurgiu, pe terenul unde se aflau birourile PECO. S-a intervenit acolo cu două auto speciale de lucru cu apă și spumă, intervenția fiind îngreunată de temperaturile ridicate și vântul puternic. Cum este firesc în astfel de cazuri, ISU Giurgiu recomandă giurgiuvenilor, înainte să dea foc la gunoiul menajer și la vegetația uscată, să țină cont de condițiile meteorologice, să izoleze zona de ardere, să desfășoare această activitate doar pe timp de zi, să asigure personal de supraveghere și stingerea eventualelor incendii și să lichideze focarele înainte de părăsirea locului arderii.